Cum este cu Kinderbonusul de 300 de euro? A fost aprobat? Dacă da, cât este suma? Cum se va da? Trebuie depus o cerere sau merge automatic? La întrebările astea am să vă răspund imediat. Bună, prieteni, sunt Mocanu de la organizația EBS și Astăzi cu un filmuleț de informare, am făcut și ieri scurt pe Facebook, dar acum mai detaliat aici pe canalul de YouTube, despre decizia Coaliției de Guvernare din Germania, negru-roșu, care după două zile de dezbateri, de discuții, de bătăi de cap, au ieșit la o concluzie și au aprobat unele măsuri. Sunt una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte măsuri, pentru noi cetățenii în final, cât și pentru industria economiei, e clar. Hai să pornim cu prima parte, cea bună, și anume, începând cu 1 iulie, deci cu următoarea lună, până la sfârșitul lui decembrie, până pe 31 decembrie 2020, TVA-ul în Germania va fi scăzut. La ora actuală, după cum știți, avem un TVA de 19%, pentru aproape tot ce cumpărăm noi aici în Germania, plătim 19% care se duc către stat, iar pentru alimente și pentru produsele de care avem nevoie zi cu zi este procentajul de 7% TVA. Acum, în loc de 19% din iulie, vom plăti doar 16% TVA, și pentru alimente de la 7% vom plăti doar 5% TVA. Pentru cei care au de gând să-și cumpere o mașină mai scumpă, de exemplu, sau un televizor mai scump, sau, eu știu, lucruri scumpe, cred că ajunge această scădere de 3%, de la, de la 19% la 16%, este o sumă frumușică care se simte, să-i avem în buzunar sau nu. Uh, hai să luăm cea mai mică procedură. Este 100 de euro o cumpărătură de 100 de euro, avem deja 3 euro în buzunar. Uh, la 1000 de euro sunt deja 30 de euro în buzunar. Deci este o sumă frumoasă dacă dorim să ne luăm ceva mai scump. Uh, și la mâncare, cum am zis, cu 2% scade, de la 7 la 5. La punctul 2, costurile cu energie electrică vor fi reduse începând cu anul 2021. Deci nu de anul ăsta, dar cu ianuarie se va reduce suprataxa EEG. Ce se întâmplă? Ce este EEG-ul? Această suprataxă este o contribuție a fiecare cetățean de aici, din Germania, care plătește curent. Se plătește pe fiecare kilowatt în jur de 6 cenți această suprataxă, care se duce în uh, promovarea centrelor ecologice și investiție în solare, în, uh, in, uh, ce mai este, în morile de vânt, tot ce este în promovarea uh, curentului ecologic să duc acești, uh, această suprataxă EEG. EEG, spunem așa. Aici, începând cu ianuarie, statul german va anula pentru noi cetățenii această taxă, cei 6 cenți, dar îi va plăti ei, deci va prelua statul german, bugetul statului va prelua aceste costuri. Primăriile, comunele vor fi ajutate financiar cu miliarde de euro pentru, din partea guvernului pentru toate orășelele, comunele, primăriile care din cauza covid au o, o pierdere foarte mare în bugetul local. Se preia o parte din aceste pierderi, le preia guvernul german și vine așa în ajutorul primăriilor pentru a nu intra în faliment orașul sau comuna. Alt punct este se oferă 25 de miliarde, miliarde, oameni buni, nu milioane, de miliarde de euro în sectoarele industriale cele mai af afectate în această criză. Aici trebuie să menționăm că nu intră doar prin ce au scris ei sectoare industriale, ci este economie, este comercial. Deci chiar și un PFA, de exemplu să spunem un actor. Care actorii de obicei sunt pe PFA, ei nu lucrează angajați undeva la o televiziune, ci uh, sunt uh, pe bază de PFA și ei vor primi o parte din acești 25 de miliarde de euro. Deci, toată lumea, toată economia va fi susținută să nu aibă pagube și datorii mari. Guvernul federal își mărește ajutorul financiar pentru cazarea celor nevoiași. Va compensa pierderile datorate impozitelor de afaceri locale și va consolida transportul public local, cât și sectorul sănătății. Tot guvernul, prin această propoziție, va ajuta financiar, iarăși, și persoanele care au un venit foarte mic, ajută prin primăriile să acorde un ajutor social celor nevoiași, celor care au probleme financiare, dar și se investesc uh, mulți bani în uh, domeniul sănătății. Este o altă, uh, un alt punct care a fost aprobat de Coaliția de Guvernare a Germaniei. Uh, în viitor se vor investi aproximativ 50 de miliarde, deci uh, 50 de miliarde de euro în domenii precum economia hidrogenului, Tehnologiile cuantice, cât și inteligența artificială. Sunt trei domenii foarte importante pentru, pentru viitorul nostru, și aici guvernul a aprobat un buget de 50 de milioane de euro pentru aceste trei domenii: economia hidrogenului, tehnologie cuantică și inteligența artificială. Unde acolo nu prea sunt eu prieten cu inteligența artificială. Dar da. Și, dragi prieteni, la ultimul punct să ajungem este punctul care este și în titlu. După cum îl vedeți, care scrie Kinder Bonus, 300 de euro a fost aprobat de Coaliția Negru-Roșu, URA copii. Da, copiii vor primi un bonus de 300 de euro. Care va fi plata odată. Deci, nu va fi 300 de euro în lună de lună în plus, ci se va da doar o odată această sumă pentru fiecare copil în, în parte. Și, bineînțeles, pentru copiii care au deja alocație, care sunt înregistrați în sistem și primesc alocația de copii. Aici trebuie un scurt lucru să menționez că, din informațiile pe care le-am primit noi în ultimile ore cei 300 de euro s-ar putea să nu vină dintr-o dată cu următorul, următoarea plată de alocație, ci e posibil ca plata să vină în trei rate, a câte 100 de euro. Și asta ar însemna că cu următoarea alocație, dar probabil din iulie, în loc de cei 204 euro, de exemplu, alocația de copii va veni 304 euro. Deci acum trebuie să vedem că s-ar putea să vină în trei tranșe, această sumă de 300 de euro, dar este sigur că vine. Coaliția s-a hotărât pe suma fixă de 300 de euro, care vine sub formă de kinder bonus și nu va fi impozată la venitul anual al familiei. Pentru părinții singuri, plafonul de, platform, de impozitare a sumei se va, se va dubla Așadar, impozitul va fi mai mic pentru ei și rămân cu o sumă mai mare în buzunar. Ce înseamnă aici? Aici este, după cum știți, oameni buni, fiecare cetățean care muncește în Germania are un barem, are o sumă care este limită, uh, neimpozabilă. Aici, pentru părinții care își cresc singuri copii, uh, aceast, acest platform, care la ora actuală este de 1900 de euro, uh, se va dubla. Și asta înseamnă că prim, deci suma de aproape 4.000 de euro, la venit anual, bineînțeles, nu se impozitează. De exemplu, să vă dau un exemplu, părintele care își crește singur copii, el are, să zicem, 20.000 de euro venit anual. De la 20.000 de euro, dragi prieteni, se scad cei 4.000, deci 1.900 cât au fost, se dublează, se face 3.800. Deci 3.800 de euro se scad din cei uh, 20.000 rămâne 16.200, doar suma asta se va impozita. Asta ce înseamnă că noi câștigăm pentru suma de 3.800 de euro, noi nu, plătim, nu vom plăti impozit. Este un lucru bun care, iată, aici și un părinte care își crește singur copiii, are încă un beneficiu. Acestea au fost lucrurile care au fost aprobate de Coaliția de Guvernare în ultimile două zile, ieri și alaltă, ieri și-au zbătut creierii cum să facă, cum să ajute cetățenii, cum să ajute companiile. Iată, ieri, aseară, la ora 22, dacă nu mă înșel, Angela Merkel cu uh, ceilalți membri din Coaliția de Guvernare au dat o declarație de presă și au spus că da, este aprobată alocația cu celelalte scăderi de TVA, costuri care mai sunt impozite. Dragi prieteni, distribuiți acest filmuleț pentru că nu se știe când unul sau altul din prieteni, din cunoștințe, neamuri, ar avea nevoie de această informare și abonați jos apăsând butonul de abonare acest canal pentru că atunci sunteți informați primii când apare o nouă știre, o nouă lege, o nouă ordonanță sau o nouă schimbare aici pe teritoriul Germaniei. Eu vă mulțumesc și ne vedem la următorul film. Ciao!